Investiții de aproape 3 milioane de euro vor fi făcute la Spitalul Municipal Motru. Finanțarea a fost realizată prin programul operațional infrastructură mare, a anunțat primarul Cosmin Morega. Spitalul va fi dotat cu echipamente medicale performante, dar și cu echipamente de protecție anti-COVID-19. Primarul Cosmin Morega anunța că spitalul din Motru va beneficia de aproape 3 milioane de euro. În urma demersurilor făcute, spitalul municipal Motru va beneficia de o finanțare de peste 2,8 milioane de euro pentru dotări cu echipamente, dar și cele de protecție anticovid, mănuși, mășhalate, dezinfectanți, a transmis primarul Cosmin Morega. Primarul Dimotru a obținut această finanțare după ce a participat la o întâlnire alături de Cosmin Popescu și Corneliu Răducan Morega cu conducerea spitalelor municipale și orășinești din Oltenia, la ședința de lucru organizată de Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare. În cadrul ședinței am ridicat problema finanțării proiectului spitalului din Motru, iar în urma discuțiilor purtate s-au clarificat anumite aspecte în ceea ce privește proiectul depus pentru spitalul Motru, lucru ce a condus la obținerea acestui proiect foarte important pentru creșterea calității actului medical, a mai transmis primarul Cosmin Morega. Investiția este finanțată prin programul operațional Infrastructură Mare.